Salutare tuturor! Am revenit cu un nou video. De data aceasta vom completa rezolvarea integrală a următorului exercițiu. Este un exercițiu de algebră. El poate fi subiect de examen, însă se poate regăsi și în subiectele testelor elevilor de la clasa a 5. -a și, bineînțeles, la teze sau teste pe care le pot susține acești elevi. Haideți să trecem la rezolvare. Un turist a parcurs un drum în trei zile. În prima zi a mers 18 km, a doua zi a parcurs 3 5 din distanța rămasă, iar pentru ultima zi i-a rămas de făcut 25% din distanța inițială prima cerință, la punctul A, află ce procent din distanța inițială a parcurs turistul în primele două zile. Așa cum probabil deduceți și voi, este foarte ușor de aflat acest procent din distanța inițială, deoarece ni se spune în enunțul problemei care este procentul pe care l-a parcurs în ultima zi. Asta înseamnă că prin diferența dintr-un întreg ce reprezintă 100%, vom scădea acest procent de 25% drum parcurs în ultima zi, în cea de-a treia zi, și vom afla cât a parcurs turistul în primele două zile. Deci, am scris la rezolvare, în a treia zi, 25% din X, deci în primele două zile avem 100% minus 25% din X este egal un procent de 75% din X. X fiind simbol uh, notat pentru drumul parcurs. Mergem mai departe la cea de-a doua cerință a punctului B. Determină lungimea totală a drumului. Așa cum ne spune problema, în prima zi a mers 18 km. Dacă drumul este notat simbolic cu x, după, cea de, după prima zi, restul drumului de parcurs în următoarele două zile este X minus 18 minus parcurs, distanța parcursă în prima zi. Ni se spune mai departe că a doua zi a parcurs 3/5 din distanța rămasă, adică din acest rest pe care noi deja l-am calculat x-18. minus Într-adevăr, nu este un rest propriu-zis, chiar dacă noi știm uh, o, o valoare numerică a numărului de kilometri parcurs în prima zi, însă restul se uh, exprimă tot în funcție de necunoscuta x, deoarece nu știm lungimea totală a drumului. Deci, în cea de-a doua zi a parcurs 3 supra 5, înmulțit cu acest rest, x minus 18. Fiind vorba de o diferență pe care nu o putem calcula neștiind, neștiind uh, lungimea inițială a drumului, se pune această paranteză vom calcula restul și după ziua numărul 2. Deci, noul rest după ziua a doua este x minus 18, cât avea la sfârșitul primei zile rămas, minus cât a parcurs în ziua numărul 2. 3 supra 5 mulți cu x minus 18 observăm că această paranteză x minus 18 poate fi considerat ca un termen ce poate fi dat factor comun din, prima, din, primul factor observăm că este multiplicat cu 1, dacă vreți, 1 mulți cu această paranteză, deci dându factor comun, ne rămâne 1 minus, iar din cel de-al doilea, Fracția 3 supra 5. Pentru a o rezolva, bineînțeles, trebuie în cea de-a doua paranteză să aducem la același numitor. Numitorul comun fiind 5, primul număr, fracția 1, se uh, amplifică cu valoarea 5. Și vom obține 5 minus 3 care înseamnă 2, totul supra 5, 2 supra 5, mulțit cu x minus 18 este același lucru, le-am pus inversat deoarece înmulțirea este asociativă. Acest nou rest pe care l-avem la sfârșitul zilei, numărul 2, îl reprezintă 25% din x, adică distanța pe care trebuie să o mai parcurgă și în a treia zi. Tot ce trebuie să facem este să egalăm acest procent, 25% din x cu restul care reprezintă de fapt aceeași distanță parcursă în ziua numărul 3. 25 supra 100 simplificat cu 25 înseamnă fracția 1 pe 4 în mulți cu x este egal cu acest rest 2 supra 5 mulți cu uh, această paranteză x minus 18, cu care am plecat de la bun început. Dacă ar fi să desfințăm paranteza, înseamnă că vom înmulți numărătorul fracției noastre cu această paranteză, înmulțind pe 2 cu fiecare termen din paranteză, păstrând semnele. 1 pe 4 ori x înseamnă același lucru cu x supra 4, este egal cu 2 înmulțit cu x, este 2x, și 2 înmulțit cu minus 18 este minus 36, totul supra 5 în acest moment, pentru a putea calcula, înmulțim pe diagonală, după regula produsul mezilor egal cu produsul extremilor, atunci 5 mulțit cu x egal cu 4 mulțit cu, atenție, din nou se pune o paranteză, deoarece aici avem o uh, scădere. Dacă n-am pune paranteză, ar trebui să mulțim doar pe 2x cu 4. Bun, trecem mai departe, vom desfința paranteza și uh, scriem că 5x este egal cu 8x minus 144, de unde rezultă că 3x este egal cu 144, iar x poate fi aflat prin împărțirea lui 144 la 3. Deci lungimea drumului parcurs este de 48 de kilometri. Aceasta a fost rezolvarea integrală a acestei probleme. Sper că a fost pe înțelesul vostru și dacă ți-a plăcut și dorești să rezolvăm în continuare tipul acesta de probleme, nu uita să ne dai o apreciere, un like. Până data viitoare, îți urez spor la teme. Pa!